Municipalitatea susține că este pregătită pentru prima întâlnire a Severinului cu zăpada. Cu 14 utilaje profesionale, dar și cu 600 de tone de sare, respectiv 400 de nisip, autoritățile locale sunt gata să intervină pentru activitatea de dezăpezire. Însă anul acesta nu se vor dezăpezi doar principalele artere de circulație din oraș, ci și trotuarele și străzile înguste, întrucât două utilaje au fost achiziționate în acest scop. Având în vedere faptul că meteorologii au anunțat pentru perioada următoare o răcire accentuată a vremii, fiind luate în calcul inclusiv precipitații sub formă de ninsoare, reprezentanții autorității locale încearcă să nu fie prinși pe picior greșit la căderea primei zăpezi. Astfel, primăria municipiului a anunțat că este pregătită să intervină pentru combaterea poleiului și dezăpezirea arterelor de circulație din oraș. Astăzi suntem într-o verificare la operatorul de dezăpezire. Sunt cu echipa de la primărie, cei care se ocupă de planul de dezăpezire în această iarnă. În principiu, nu ne poate lua iarna pe nepregătite. Avem puse la punct atât zona de materiale antidreampate, cât și echipele care vor munci în perioada următoare. Turele de la primărie, am împărțit Severinul pe sectoare. De anul acesta vor intra la dezăpezire și străzile pe care le-am asfaltat, pentru că atunci când nu erau asfaltate era dificil, era noroi, era greu de intrat. Dar acest lucru ne bucură, să avem noi toate străzile asfaltate, că de dezăpezire ne ocupăm. Din ce am discutat cu operatorul, stocurile de sare, de nisip sunt în regulă, mașinile sunt pregătite, iarna să vină. Veniți și pe trotuare, vedem noi echipamente și utilaje noi, pregătite să intervină și pe străzile înguste și pe trotuare. Conform legii, fiecare trebuie să-și facă în jurul locuinței, casei, trotuarului, în zona blocurilor asociațiilor de locatari, dar sunt zone cum sunt școlile, cum sunt spitalele, unde vrem să intervenim, piețele, unde vrem să intervenim noi. Cu două utilaje noi ne ajută foarte mult, mai avem încă unul mic, l-am cumpărat anul trecut, l-a cumpărat operatorul, dar nu l-a putut folosi din lipsă de zăpadă, deci suntem pregătiți că oamenii ne-au solicitat în anii trecuți să intervenim și în aceste zone aglomerate, gen spitale, piețe, școli. Severinul este împărțit pe 6 sectoare pentru a acționa conform planului de dezăpezire. În prezent, 14 utilaje profesionale sunt gata să intervină, dintre care două utilaje au fost achiziționate recent, pentru că anul acesta nu se va interveni doar pe arterele principale de circulație, ci și pe trotuare și străzi înguste. Spre deosebire de alți ani, operatorul de dezăpezire vine cu utilaje noi. Sperăm să facem față tuturor problemelor pe care ni le va pune această iarnă. Suntem pregătiți, inclusiv cu material antiderapant. La primărie s-au constituit turele operative de dezăpezire care vor monitoriza activitatea operatorului de dezăpezire. Sectorul este împărțit în, municipiul este împărțit în 6 sectoare pe care vor acționa câte 2-3 utilaje. Și sper să facem față ca și anii trecuți cu brio acestor probleme. La nivelul administrației s-a stabilit un plan de acțiune și s-au luat măsuri în vederea asigurării acestor activități prin aprovizionarea din timp cu stocurile de materiale antiderapante necesare, 600 de tone de sare și 400 tone de nisip. Serviciul de dezăpezire va fi delegat societății Bratner. Avem activat planul de dezăpezire, vom acționa cu promptitudine cu 14 utilaje, stocuri de material antiderapant, 600 de tone de sare și 400 de tone de nisip, intervenim în cazul în care se impune. Cu toate cele necesare, autoritățile locale nu vor fi prinse pe picior greșit la prima cădere a zăpezii.